Salut, prieteni! Vorbim de tancul TR-85, tancul românesc din 1985. Acesta este un tank românesc bazat pe șasiul tancului TR-77-580. Varianta modernizată a acestui tank este TR-85M1 Bison. Se spune că la 13 octombrie 1972 acest raport este aprobat și programul de fabricare în țară a unui tank mijlociu românesc a fost demarat pe 13 mai 1974. Tankul urma să aibă greutate de aproximativ 40 de tone, un tun de calibru 100 mm și un motor de 800 de cai puteri. Primul pas către proiectarea unui tank românesc a fost opțiunea unei licențe pentru fabricarea 400 de tankuri T-55, adaptate în cerințele armatei române. Se mai spune că versiunea românească a tancului sovietic T-55 a fost denumită TR-77, fiind proiectată între anii 1974 și 1980. Varianta finală, denumită TR-77-580, tank românesc model 1977 cu motor de 580 de cai putere, a fost fabricat în 1979 și 1985. Iar industria de armament autohton a căpătat experiență în fabricarea vehiculelor blindate grele. Se mai spune că proiectarea tancului TR-77 a fost aprobată cerințe pentru dezvoltarea unui sistem energetic de mare putere, capabil să genereze peste 800 de cai putere. Proiectarea motorului s-a realizat în anii 1974 și 1982. Transmisia hidromecanică a fost dezvoltată de București, având la baza modelului proiectat de hidromecanica Brașov. Iar nouul tank proiectat în 1978-1986 a fost denumit TR-85-800. În luna martie anului 1994 a fost inițiat tancul modernizat TR-85M1, denumit Bizonul. Cu cele spuse, eu vă spun la revedere, dați un like și un subscribe, abonați-vă pe canalul meu, numai bine, la revedere!